Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm un aspect destul de interesant, dar în același timp destul de controversat în rândul concetățenilor noștri. Vorbim despre spațiu aerian, vorbim despre neutralitatea Republicii Moldova și alte aspecte ce țin de acest domeniu. Invitatul ediției de astăzi este Victor Gaiciuc, ex-ministru al apărării, ex-ambasador general. Bună seara, domnule Gaiciuc, și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara. Pentru început vreau să explicăm pentru a fi înțeleși de toți telespectatorii noștri. Republica Moldova își poate asigura de sine stătător neutralitatea sau nouă reprezentanților media și de fapt a societății civile ne place să jonglăm în jurul acestui termen de neutralitate a țării noastre? Este destul de complicat de explicat așa într-o minută, două, dar vreau să spun că în principiu, dacă la noi în Constituție este stipulat că noi suntem țară neutră, asta trebuie să respectăm. Mai mult ca atât, eu mi-aș fi dorit ca această neutralitate să fie nu numai stipulată în Constituție, fiindcă spre regret ultimele evenimente au arătat că nu toată vremea se respectă Constituția. Mai mult ca atât, chiar în Constituție e scris că limba moldovenească. Toți folosesc sintagma română. Tot e scris în Constituție. În Constituție e scris neutralitate. Mulți spun că ar trebui să aderăm la NATO. Dacă neutralitatea noastră ar fi fost acceptată sau stipulată și la Organizația Națiunilor Unite, ar fi fost cu mult mai bine. Și această experiență este deja. Unele țări au făcut acest pas. Turkmenistanul, de exemplu. Este o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite prin care este stipulat că Turkmenistanul este o țară neutră. Ar fi foarte bine și eu cred că după alegeri aceasta se va efectua acest pas înainte, care ar permite Republicii Moldova să devină o țară neutră, nu numai atât pentru noi însuși, cât pentru societatea sau pentru arena internațională. Dacă vă dați seama, dacă Statele Unite, Federația Rusă, Uniunea Europeană, toate țările puternice ar semna o hotărâre sau o rezoluție a Consiliului Suprem de Securitate sau o hotărâre a Organizației Națiunilor Unite prin care este stipulat că Republica Moldova este țară neutră. Ne-ar ajuta pentru mai multe domeniu, nu atâta decât a asigura securitatea țării. Chiar eu văd un pas foarte important în reintegrarea țării. Eu văd un pas foarte important a fi deschiși pentru investitori, ar fi o zonă stabilă, deci am avea numai beneficii. Dar din punct de vedere geopolitic, cum se realizează? Inclusiv din punct de vedere geopolitic, am avea numai beneficii. Dacă ar ieși ca această inițiativă, dar eu poate anticipez evenimentele, dar sper eu că nouul președinte, care este responsabil de politica externă, să iasă cu această inițiativă, ce ar aduce aceasta Moldovei? Vă dați seama, dacă acest nou președinte se va adresa Federației Rusiei și ar spune: noi avem tratatul de bază, noi suntem prieteni, noi vrem să facem un pas mai înainte spre prietenii noastre, acceptați semnarea acestui document în Organizația Națiunilor Unite. Acceptă. Sunt ferm convins că acceptă. Statele Unite e un alt pilon important în politica mondială. Politică. Da? Și spunem: sunteți prietenii noștri, sunteți acei care ne doriți binele, semnați, vă rog, contribuiți la aceea ca zona, Republica Moldova să fie o zonă demilitarizată, să fie o zonă pașnică, să fie o țară neutră. Sunt ferm convins că nu vor avea argumente să nu accepte. Și dacă acceptă Rusia, dacă acceptă Statele Unite, acceptă Uniunea Europeană, dacă se semnează acest document, vă dați seama ce beneficii apar pentru Moldova. În primul rând apar premize pentru a reintegra țara, fiindcă Federația Rusă prin această semnătură este volens nolens obligată să-și retragă trupele. Prin această semnătură noi ne dezicem de NATO. Adică aspirațiile de a ne integra în NATO le dăm la o parte, da? Mai departe se creează o zonă stabilă, sigură, deschisă pentru investiții străine. Crește economia. Deci această zonă se poate folosi anume din punct de vedere geopolitic. Eu știu că mulți au vorbit că să fim o punte între vest și est. Însă prin neutralitate noi am devenit într-adevăr această punte. Întrând în oricare bloc, deja nu imediat cum vom fi
parte componentă a vestului sau o parte componentă a estului, deja nu vom putea fi acea punct de legătură între aceste două zone imense care noi nu mai beneficiam. Dar încă o minută. Sunt convins că la momentul actual și Federația Rusă și Statele Unite anume sunt în căutarea unui eveniment sau unei, spunem așa, o cauză care i-ar uni, fiindcă ei acum au foarte multe probleme. Este Ucraina care îi dezbină, este Siria care îi dezbină și dacă ar apărea această situație în Republica Moldova, ca cineva să fie inițiator, cineva de Moldova, că și unul și pe altul să adreseze ajutați-ne, deci ei să vie unul spre altul, asta le-ar conveni și rușilor și americanilor. Domnule Gănciuc, dumneavoastră cunoașteți starea de lucruri din interior. Spuneți-ne, vă rog, atunci când este vorba de masa negocierilor, Republica Moldova este pusă pe picior de egalitate la această negociere? Cum este privită pe plan extern? Nu, îmi vine greu să spun cum e la moment, încă ultimii 5 ani de zile Nu am participat la negocieri, însă vreau să spun că atâta cât am activat 2001-2004 în funcție de ministru apărării și 2005-2009 a fost chiar reprezentantul Moldovei la NATO, niciodată nu m-am simțit cu ceva știrbit sau că iată mai eu prejos sunt mai prejos decât cineva, deci mă simțeam la egal, discutam la egal, poate în culoare acolo și cineva se gândea că iată ce este cu ambasadorul data Moldovei, care este o țară mică, dar în față nu și-a permis nimeni să-mi spuie, să mă pui la loc și așa mai departe. Deci, în perioada respectivă și în acel timp cât am fost în funcție, am apărat interesele țării mele, armatei naționale și niciodată nu am simțit din partea cuiva că dorește să mă pui în unghiere. Spuneți-ne, vă rog, știm că sunteți, de fapt, și pilot militar. În acest context, apare o întrebare firească. Spațiul aerian al Republicii Moldova este unul protejat, iarăși prin prisma unui specialist în domeniu. Ce se întâmplă la ora actuală? Așa, ca să protejați spațiul aerian, absolut, cred că nu e nici la o țară, nici la Rusia, care are imense și multiple sisteme de apărare antiaeriană și nici a Statelor Unite și noi știm că din când în când cineva nimerește în spațiul aer, se nimerește, dar într-o oricare măsură el cred că este apărat, dar nu în aceea în care ne-am dorit noi. Însă, iarăși mă întorc la neutralitate, acea neutralitate și România care este vecină cu noi și Ucraina care este vecină cu noi, după ce vor semna toți pilonii importanți, obligator vor semna. Deci prin aceasta noi deja vom crea o zonă de securitate. Dar nu ar fi rău să avem și sistemele noastre de apărare antiaeriană, fiindcă noi suntem toți membri a comunității europene. Noi tot trebuie să contribuim la securitate. Prin ce? Prin pregătirea militarilor noștri, prin având surse destule de a apăra spațiul aerian nostru. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre Armata Națională și vorbim despre potențial, ceea ce spuneați mai devreme, este gata Republica Moldova să facă față unui conflict armat? Știu că e o întrebare dificilă. Da, e dificilă și eu nu mi-aș dori. Conflictul armat, dumneavoastră, aveți în vedere conflict armat interior sau... De orice natură. Nu... De orice natură. Spunem așa... Desigur că eu sunt Armata Națională, fiindcă am crescut în această armată, am ajuns până la funcția de ministru apărării, îi cunosc pe majoritatea ofițerilor, sunt pregătiți bine. Da, noi, într-adevăr, cu ce ne putem lăuda la concret, asta e profesionalismul militarilor, cel puțin 2001-2005, cu cei care am activat eu de aceea pot să răspund, cu toate că cred că și tinerii și după aceasta, deci se transmite. Totul este, știți, de la bun început cum e pus mecanismul. Fiindcă puțin ce s-a schimbat în Ministerul Apărării, chiar din 91, da? Bun, pus la punct mecanismul și pe urmă mai departe miniștri se schimbă, însă mecanismul lucrează. Se continuă. Procesul de instruire a militarului continuă. Pregătirea militarului este bună. Să nu spun că este super bună sau foarte bună, dar este bună, fiindcă la toate aplicațiile care au participat militarii noștri, cei străini toată vremea spun, da, moldovenii sunt pregătiți foarte bine. La ce avem restanțe? Cred eu că avem restanțe la dotări,
la echipament, avem restanțe la, la tehnică, la armament, fiindcă acestea este costuri. Spre regret, economia țării în acești 25 de ani nu a crescut în acea măsură ca să-și poată care ne-am fi dorit-o da, noi. Care am fi dorit noi ca să doteze Armata Națională la acel nivel care ar fi bine. Domnule Gaici, un ministru al apărării trebuie să fie obligatoriu militar? Cred că nu, dar o întrebare așa m-ați dat jos. Eu spun în felul următor. Personal, eu consider că ar fi bine ca ministrul apărării să aibă idei ce înseamnă serviciu armata. Militar, armata, să cunoască cum să împuște. Deci, elementar, el trebuie să cunoască, el trebuie să fie din domeniu. Eu consider că ministrul educației, cel puțin, trebuie să aibă studii pedagogice. Eu consider că ministrul sănătății, cel puțin, trebuie să fie medic într-o care domeniu. Deci asta este poziția mea personală, poate care nu coincide cu cea europeană sau cu a cuiva, dar vine greu să dau un veredict până la urmă. Să dau un veredict, fiindcă unii spun, nu, el trebuie să fie un manager bun, da? Adică să poată conduce. Nu e obligatoriu el să fie din domeniu, dar să fie la nivel de manager. Poate și iau dreptate, dar eu nu-mi dau seama cum managerul poate să ia decizii dacă el nu știe ce se întâmplă cu grenada care o aruncă sau ce se întâmplă cu avionul care decolează sau nu ajunge. Deci, cel puțin elementar din domeniul în care tu conduci, eu consider că ar trebui să știe. Asta e poziția mea și care, vă spun, nu toată vremea corespunde cu cea a oponenților. În această ordine de idei vă întreb, părerea despre partajarea ministerilor și inclusiv în cazul nostru Ministerul Apărării. Nu aruncăm piatra în grădina nimănui, dar avem cazuri când acest lucru s-a întâmplat deja cu doi miniștri ai apărării. Am spus-o nouă dată și iarăși poate nu corespunde cu ceea ce vrea să audă lumea, dar eu spun așa, cum am spus că orice ministru care este numit în funcție, el trebuie să aibă cunoștințe elementare în domeniul dat. Este mai bine dacă e într-adevăr e de profesie, cum am spus, am spus de exemplu de agricultură, apropo, n-am spus, dar tot mă gândesc exact, că nu putem să punem ministrul agriculturii care n-are cea mai vagă idee absolute, da, în domeniu. Acum, la partajarea funcțiilor, cred eu că Ministerul Apărării, că Ministerul de Interne, de ceea ce depinde de securitate, să fie delegate a acelei persoane care este alesă de tot poporul și acei persoane care este responsabilă de securitate. Cine la noi este principala persoană care răspunde de securitatea statului, de apărarea statului? Este președintele Republicii Moldova. Cine este ales de poporul? Este președinte. Iată, eu consider că aceste persoane ar fi bine să fie non-politice, să fie înaintate sau numite de funcție de către președintele țării. Și atunci ar fi un echilibru apărarea, securitatea internă, securitatea de informații, serviciul de informații, securitate, ar fi bine ele să fie, spunem, în vizorul președintelui, în supunerea lui, fiindcă el răspunde de acest segment foarte important în țară. Până a trece la propriu-zis activitatea Armatei Naționale, mai am o întrebare la capitolul despre care spuneam ceva mai devreme. Haideți să vedem ce e cu această sărbătoare de 9 mai, pe cine invităm, la cine participăm noi, pentru că lucrurile s-au precipitat și în acest an, raportate la diferite evenimente atât din țară cât și de peste hotare. Cum? Unde participăm, unde nu participăm? La care sărbătoare dumneavoastră se referi? Eu vreau să comentez. La 9 mai, ziua victoriei. Da, ziua victoriei. Și a memoriei celor căzuți pentru apărarea patriei. Da, așa este scris și eu consider că asta e normal și e că... Au existat mai multe voci, de asta vă și întreb. Nu văd nicio problemă în aceea că noi la 9 mai sărbătorim ziua victoriei și eroilor celor căzuți pentru apărarea patriei. Noi nu putem să ștergem din memorie cele 250.000 de moldoveni care au căzut pe câmpurile de luptă în lupta cu fascismul. Deci asta este recunoscut la nivel mondial. Deci nu trebuie să inventăm bicicleta. Toată lumea, eu fiind ambasador, apropo, în Belgia, din 9 mai participam la depunerea de flori la
la monumentul partizanilor belgieni și internațional din toate țările care au luptat și au fost în acea perioadă în Belgia să opuneau rezistență fasciștilor. Nu mai. Și participau toți cei care au luptat și din Franța și din Statele Unite și din Federația Rusă și din Moldova. Deci nu văd nicio problemă în aceea că noi comemorăm această zi a victoriei. Domnule Gaiciuc, spuneți-ne, vă rog, în ultimul timp și noi, jurnaliștii, dar și societatea civilă am fost sensibilizați de tot mai des apare informații că s-a înstrăinat anumite tehnică militară din dotarea Armatei Naționale, că nu se face tocmai transparent. Haideți să pornim de foarte departe. Care este procedura de înstrăinare a unei tehnici din Armata Națională și dacă e atât de simplu pe cât se vehiculează? După aceea ajungem să discutăm despre trei complexe aeriene care au fost înstrăinate în acest an, la începutul anului chiar. Spunem așa, legislația sau rânduiala de a înstrăinăta armamentul, cred că am pus-o anume eu în 2001, până atunci se făcea prin diferite de hotărâri de guvern care nu se cunoșteau cum și unde, deci se hotăra o leacă altfel. Și nu există o transparență, bănuiesc. În 2001 noi am făcut o listă, am evaluat tehnica militară, armamentul, tot ce este necesar Armatei Naționale, ce nu e necesar, am introdus această listă, am dus-o la Parlament, Parlamentul a aprobat lista pentru, posibil pentru comercializare și mai departe, dacă cineva se adresa și noi ne uitam că aceasta este în listă aprobată de Parlament, după aceasta, desigur, prin guvern, stabilim prețurile, făceam tender, apreciam licitație publică, da. Publică și iată, în așa mod, noi am realizat multe tehnică, apropo. Trebuie cu mai mult automobile, erau foarte multe automobile în Armata Națională care nu erau și mulți din agricultură, din agricultorii noștri, fermierii noștri le-au luat. Altă tehnică de care au folosit-o pentru, nu pentru luptă, nu pentru, mai mult tehnică, spunem așa, în agricultură folosită, de fermieri. Până a trece la cele trei complexe aeriene, vreau să vă întreb, care este specific întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești? Dacă mai știți, sunteți la curent și, de fapt, din timpul în care erați ministru, ce statut are, de fapt, această întreprindere? Tot a fost ideea mea, nu vreau să ascund acest lucru, a fost ideea în felul următor, fiindcă forțe și surse armate a bugetului țării nu ajungeau, nu erau destule pentru a întreține o așa structură foarte complicată. Și, totodată, e un punct strategic. Este o pistă care permite aterizarea oricui avion. Și este normal ca Republica Moldova să aibă nu numai aeroportul internațional Chișinău, însă aibă un aeroport de rezervă care ar putea primi avioane. Și atunci a fost ideea de a crea întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Mărculești pentru a trage investitori. Erau niște proiecte că trebuia să vii investiții foarte mult. Pentru a restabili, redresa situația și pentru a da locuri de muncă la acei 2000 de oameni care trăiesc acolo. Acolo este un orășel întreg. Ceva s-a primit, ceva nu, dar după cât eu cunosc acolo și Il-76 a aterizat, adică avioane mari, s-a făcut mult lucru acolo, s-a făcut mult lucru. Spuneți-mi, vă rog, în timpul cât domnul Marinuț era în fruntea Ministerului Apărării, pe parcursul acestui mandat a fost generat un adevărat scandal în urma vinderii armamentului Armeniei. Cunoașteți ceva despre acest lucru? Atât numai cât din presă. Spre regret, nu am acces, sau spre bucurie, nu am acces direct la toate documentele, la ceea ce se face în armată. Numai din presă m-am documentat și eu. Vreau să fac o mică concretizare. Colegii noștri scriau chiar că pe Aeroportul Internațional Chișinău ar fi aterizat un avion care urma să transporte. Lucrul ăsta este posibil? Da. Din punct de vedere tehnic și din punct de vedere... Da, permit. Eu încă o dată am menționat că și la Mărculești poate să aterizeze și în Chișinău, deci avioanele îmi pare că chiar și Boeing-uri în Chișinău au văzut și, adică nu văd probleme la ziua de astăzi. Domnule Gaiciuc, după anul 1992, din conflictul de pe Nistru, se spune că foarte mult armament s-ar fi aflat la foștii ofițeri acasă.
Atunci când ați fost în fruntea ministerului, care era starea de lucruri? Aș îndrăzni să vă zic, mai sunt astăzi muniții? Nu, n-aș spune eu că la foști, că la ofițeri acasă... Sau sunt interpretări? Așa, interpretări. Este, spre regret, chiar a fost un caz și eu regret despre aceasta când s-a furat armament de la un depozit de la Bulboaca. Anticipați-o o întrebare a mea. S-a furat? Se fură? S-a furat și se fură. Iată acum s-a furat în Statele Unite la un depozit și s-au vândut și în Rusia și la moldoveni. Ați auzit? Da, chiar astăzi au transmis că s-a furat și cine le-a vândut? Le-a vândut militarii americani. Fix așa, soldații care păzeau la poligonul de la Bulboaca, păzeau depozitul de armament. În timp când păzeau, unul la altul luau și câte o leacă seara furau, duceau și ascundeau. Și iată așa câteva luni și când comandantul trebuia să plece la învățătură și s-a făcut inspecție. Inventariere și au depistat pierderile acestea. Da? Destul de multe, pare că vreo 20 de grenade, ceva de felul ăsta era. 10 ani au trecut, mai mult. Dar au găsit. Le-am întors. Deci, spre regret, prin ce vreau să spun că, cum se întâmplă, nu trebuie să fie această regulă, nu trebuie să fie asta permanent, dar că se fură, după aceasta am mai auzit... Ajunge pe piața neagră din Republica. Și ajunge pe piața neagră, asta este. Încă o dată spun, chiar acum de la Pentagon, nu de la Pentagon, dar de la o bază militară de Statele Unite, tot militarii americani au furat și vindeau online prin internet acest armament. Nu este acesta normal, dar eu aș spune așa, acest caz sau eveniment nu are loc permanent și tot. Se întâmplă cazuri, cu dânsile se duce lupta, se întreprinde măsuri, procuratura și așa mai departe, măsuri de profilaxie, de pază acestui armament. Eu n-aș spune că la noi în armată acum este această gravă problemă că permanent armamentul acesta se duce. Nu văd eu asta problema la ziua de astăzi. Domnule Gaiciu, spuneam că la începutul acestui an noi reprezentanții media am scris, dar și în acest studio am discutat chiar la 10 iunie, dacă nu mă înșală memoria, împreună cu un deputat din partea Partidului Socialist despre venderea a 3 complexe aeriene la un preț simbolic de către Republica Moldova. Eu am o întrebare pe care ne-au adresat-o de mai multe ori telespectatorii noștri. Care, de fapt, trebuia să fie procedura legală în contextul în ceea ce vă întrebam mai devreme și raportat la aceste tendere care a fost publicată în Monitorul Oficial, după aceea a fost anulat, după aceea s-a mai organizat odată. Cum? Nu, vreau să spun de la bun început. Vă rog. Nu sunt la curent, adică nu am participat, dar am auzit poziția atât a ministrului apărării, cât am auzit și poziția șefului statului major, comandantul armatei de pe atunci. Sunt două poziții contradictorii. Consider eu că ar putea să dea o interpretare, o analiză sau Consiliul Suprem de Securitate, care ar fi fost foarte bine ca Consiliul Suprem de Securitate, noi avem pe lângă președintele țării așa instrument care are posibilitatea și capacitatea de a verifica și ar fi fost bine ca Consiliul Suprem de Securitate sau Procuratura Generală, un organ aparte, o persoană abilitată în domeniu, spune, da, aici nu au fost absolut încălcări, a fost tot bine, sau aici au fost așa încălcări, sunt pedepsite persoanele urmărite. Dar, desigur, când se petrece o licitație, când nu se termină, se anulează, iar se începe, iar se dă, când înceapă aceste scandaluri, este în limba, da, rusă, dâmbi zagneani băvaet. Nu știu cum să vă spun. Fără așa foc repede. Nu da, iese dar, fum. Da, da. Înseamnă că ceva, totuși, careva elemente acolo unde au ceva. Spuneți-ne, vă rog, haideți să vorbim cel puțin ipotetic. Dacă aceste complexe aeriene și, de fapt, oricare altele, sunt identificate după numărul de serie, bănuiesc că fiecare are un număr de serie, sunt identificate pe teritoriul altui stat, putem să ne așteptăm la un adevărat război diplomatic? Da, putem să ne așteptăm, fiindcă, iată de exemplu... Există o bază internațională de date în care arată că... În primul rând, sunt multe țări în care noi nu avem dreptul sau sunt sub sancțiuni, sunt rezoluții a Organizației Națiunilor Unite, apropo, de ce le vorbim de ele, care introduce unele țări, care este introdus livrarea armamentului, munițiilor și așa mai departe. Și fiecare țară se stăruie să nu nimerească în așa situație când se încalce aceste reguli.
inclusiv apropo și Rusia și Statele Unite, atunci ei fac prin țări terțe sau prin țări fantome, așa, offshore și așa mai departe. În cazul de față, într-adevăr, există pericol, dar dacă nu mă înșel, când s-au realizat armamentul prin Lituania și a nimerit în Armenia, da? Da, da. A fost, și atunci Azerbaijanul, care sunt în relații destul de tensionate cu Armenia, chiar sunt într-un conflict, așa spunem, neactiv acum, dar ei totdeauna sunt în conflict, doi ăștia, știm. Acolo e linia front, așa se cheamă, linia frontului, da? Da. Și, într-adevăr, eu știu că atunci și președintele țării și mulți conducători au fost nevoiți să explice de ce și cum a fost vândut, cum realizat. Câteodată, într-adevăr, aș spune așa, câștigi 100 de mii de dolari, dar pierzi cu mult mai mult. Este acest pericol, acest există. Spuneți-ne, vă rog, vreau să revenim un pic la activitatea Ministerului Apărării. Există epurări de cadre? O întrebare tranșantă, poate, atunci când vorbim despre activitatea unui minister de forță, un minister cheie, aș îndrăzni eu să zic, într-un stat. Nu, eu pot să... Este politizat? Poate să redactez? Nu știu, nu vreau să-mi expun la ziua de astăzi, că nu știu. Eu mă stăruiesc să dau... Aprecieri pe care eu cunosc. Să fiu toată vremea obiectiv. Vreau să spun, pot să spun de 2001-2004, că nimeni absolut pe criterii politice, dar unde eu știu, nu a fost eliberat nimeni din armată, practic. Practic niciunul. Pentru că eu eram din sistemă, eu îi cunoșteam pe toți, eu fiind numit ministru apărării, maximum ce am făcut desigur am reformat sistemul. Ministerul apărării, în viziunea mea și a tuturor colegilor, fiindcă mă stăruiam nu să iau decizii de unul singur. Avem colegiul militar, avem Ministerul Apărării, Marele Stat Major, toată vremea în discuții am făcut o schemă a Ministerului Apărării, a Statului Major. Da, au trecut testul psihologic, dar eu spun cu fermitate, pot să spun, nimeni pe criterii politice nu a fost eliberat. Acum vine greu să spun, fiindcă eu nu eram exponent a oricărui partid. Eu eram exponentul armatei. Eu mă consideram armatei și pe atunci președintele țării m-a numit ministru din rândul armatei, care cred eu că aveam un rating destul de înalt. Spuneți-mi, vă rog, iarăși facem referire la perioada în care ați activat dumneavoastră. Vorbim despre ofițeri bine instruiți și vorbim despre o imagine favorabilă peste hotare. Dar au existat suficiente condiții de a se afirma aceștia? Când zic lucrul ăsta, cred că v-ați confruntat și atunci când ați fost în fruntea ministerului cu spațiul locativ, cu probleme ale, nu știu, ale remunerării și așa mai departe. Sau era o altă stare de lucruri atunci? Se primește nu prea bine, că cam mă laud, să spun. Nu, dar haideți o stare obiectivă. Da, eu cred că telespectatorii o să vă sune și o să spui că nu e așa și așa mai departe. Dar eu vreau să spun așa. Am avut două obiective. În primul rând, pregătirea de luptă. Și în al doilea rând, protecția socială a militarilor, fiindcă singur era militar. Și ce se referă la pregătirea de luptă? Vreau să spun așa, un examen important pentru noi a fost participarea militarilor noștri la operațiunea post-conflict din Irak. A fost ceva serios, au participat foarte mulți militari și am primit, eu personal am fost în Irak, am vizitat militarii noștri, la 7 ianuarie 2003, cei colegi care erau împreună cu militarii noștri au dat o apreciere excelentă. Au spus, sunt pregătiți foarte bine, dar nu chiar militarii noștri, chiar aș spune așa, moldovenii noștri toată vremea sunt apreciați foarte înalt. Sunt muncitori. Eu consider că sunt muncitori, sunt disciplinați în majoritatea lor. De aceea și la aplicațiile din alte țări și în alte timpuri au arătat toată vremea. N-am auzit niciodată să spui că au fost rău pregătiți sau uite aceia sunt așa, așa. N-am auzit de a noștri niciodată. Pregătirea de protecție socială, apoi și cu apartamentele am rezolvat problema în mare măsură. Ideile de a realiza terenurile surpluse armatei în loc de a primi sau apartamente sau bani,
eu insistam pe apartamente și pe urmă s-a dovedit că acesta este mai bun, a fost variant, fiindcă când au luat bani, mulți sau unii militari au ars cu firmele de construcții, deci adică banii s-au transferat, firma a dispărut. Și pare că și acum unii n-au rezolvat, și acum, vă dați seama, da? Dar aceia care au primit apartamente, aceia au câștigat și se simt bine mersi, chiar aș spune că fiecare, mi-am luat angajamentul în acei 4 ani de zile, fiecare jumătate de an eu măream salariul. Adică prin diferite metode am găsit de a mări mijloace financiare fiecare jumătate de an de a mări salariul la militari. Domnule ministru, haideți să revenim la un aspect foarte sensibil în Republica Moldova, NATO sau ESTO. Care ar fi avantajele, dezavantajele? Haideți să deschidem poate un pic parantezele. Pentru că atât mai mult în aceste perioade de campanie electorală, chiar și unii candidați vehiculează pe ideea de aderare sau de neaderare. Eu de la bun început deja am spus. Nu pot la sfârșitul emisiunii, dar spun invers. Da. Eu nu văd nimic strașnic în aceea ca Republica Moldova să fie un statut, să aibă statut de neutralitate. Ideea că dacă intri în NATO, ești sub umbrela NATO și tot o să fie bine mersi... E adevărată? Nu e adevărată, fiindcă toată vremea trebuie să... De ce țările baltice care sunt în NATO, de ce ei toată vremea strigă of, 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 ajutor, of, 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 ajutor? De ce ei au invitat americani acum la dânșii? Au invitat cu avioane, da? NATO a primit o decizie să ție 4.000 de militari în Pribaltica, îmi pare că da, în Polonia. De ce? Eu întreb de ce? De ce ei sunt așa de alarmați? Înseamnă că ei își dau seama că este o altă structură care rachetele lor deja sunt îndreptate acolo. Eu înțeleg că dacă noi am aderat la NATO și noi am devenit dușmanul cuiva, de ce noi să nu folosim acea idee care am spus de la bun început și o să o mai repet odată, ca așa dumneavoastră înțelegeți eu și toți spectatorii. Noi suntem o țară neutră, noi ieșim cu inițiativa la nivel internațional și dacă noi o să batem, eu știu așa, că dumneavoastră mi-ați întrebat cum atitudinea de pildă, eu m-am întâlnit cu ministrul apărării al Federației Rusiei, am fost în vizită oficială, m-a primit la același nivel sau Rusia sau Moldova era... Cer de egalitate. Absolut. Și noi vorbeam și discutam la egal. Eu am vorbit și cu alți ministri. Eu am fost în China. China, o țară imensă, da? Dar eu am fost primit la același nivel ca și ministrul apărării Chinei. Da, ei ne-au acordat ajutor, apropo, ne-au susținut chiar și spunem așa, prin material și spitalul militar și cu tehnică. Eu nu văd probleme ca președintele țării care va fi ales pe 30 sau dacă nu pe 30. Anticipați de fapt, întrebarea mea. Da, se ducă, să se adreseze la Federația Rusă, la același președinte a Federației Ruse și să rezolve ce. Vă asigur, eu personal sunt ferm convins, iată chiar sunt gata să particip la aceste tratative. Vă asigur că vor susține această idee. Statele Unite, Uniunea Europeană, vor susține toți. Ei toți sunt interesați și Europa, apropo, doar ei nu sunt interesați să aibă conflicte acum în Ucraina. Hai să spunem așa, noi vrem bunăstare, noi vrem pace. Da. Atunci noi ce? Noi trebuie aceste conflicte, nu cel puțin să le înghețăm, dar cel mai bine să le rezolvăm complet. Să nu fie focar, fiindcă, eu spun câteodată, când este arma în cui, e odată în an în pușcă. În pușcă, odată în an, chiar dacă nu o iei în mână. Mai bine arma să nu fie în cui, să fie suplăcată, închisă și așa mai departe. Fix așa și aici. Atâta cât este conflictul din Ucraina, el în orice moment poate să transforme în ceva mai mare. Atât cât este conflictul de la noi în Transnistria. Sistemul de neutralitate e foarte prielnic pentru noi, e prielnic pentru Federația Rusă și pentru Europa. Și noi am putea să fim un exemplu, de mă mărgoleacă mai departe, dacă președintele țării, de-am noi știm cu familia lui, da? Noi cu dumneavoastră știm, da? Da. Și el face această inițiativă la Bruxelles, la Washington și la Moscova și se rezolvă această problemă. Prima, noi devenim țară neutră, dăm un termen 1, 2, 3 ani, Federația Rusă își retrage trupele, noi creăm premize pentru a reintegra țara, vin investiții, se deschide piața Federației Rusie,
merge exportul, trăim mai bine, bunăstarea crește, zona de stabilă. Pe urmă, asta le dă posibilitate și Federațiilor și Statelor Unite să le spuie ucrainenilor, hai, rezolvați cumva pașnic, federalizați țara sau în altă măsură. Ce e important pentru oameni? E important să nu împuște, să fie pace, să fie bunăstare și atunci totul crește, tot e normal. Apropo, ați rostit o noțiune foarte interesantă, federalizarea. S-a discutat și în Republica Moldova. Ce părere aveți? Ca după aceea să vă întreb și despre un alt aspect enunțat. Eu, da, eu tot vreau să vă dau o întrebare. Dumneavoastră, cum e mai bine? Cum va fi denumirea? Sau cum se vor simți oamenii? Evident, cum se vor simți oamenii. Ați răspuns sigur. Deci, bine, suntem un stat unitar, da, eu știu cu Parlamentul în 2005, atunci, în, așa, într-o dispoziție bună, unitar și nici de cum. Nu, bine, bine, mersi. Acum eu, de mult, am fost la Dubăsari. Ca să treci frontiera, deci suntem despărțiți, dezuniți. Pe mine asta mă încălzește? Nu. Dar dacă s-ar fi numit Republica Federativă Moldovenească sau Republica Confederația Elvețiană este, da? Da. Sau... Eu nu spun că Statele Unite ale Americii totuși sunt state și totuși federale. Eu nu spun de Germania, de Federația Rusă, da, care e Federația Rusă. Eu nu înțeleg de ce noi ne temem, de ce noi spunem nu, Doamne ferește că dacă ați fie federație, gata, să murim. Parcă acum trăim tare bine. Eu nu văd probleme în aceea de a da o autonomie importantă pentru o regiune transnistreană. Găgăuzia și are deja această autonomie. Pentru mine, ca cetățean simplu, ce e important? Important să fie mișcarea liberă, ca eu să pot circula în țara mea, una. Important să fie o valută unică, ca să nu am probleme cu ghișeurile să permanent. Doi, frontiera unică, banca unică, chiar și armata unică. Știți, m-a întrebat la armata unică. Eu chiar aș permite, de pildă, de exemplu, să spunem varianta merge pozitiv. Iată, noi am făcut aceste 5 puncte. Practic, țara era integrată. Ei lasă-se, autonomie trebuie să existe, ei trebuie să facă, să încerce singuri să se dezvolte, să crească și mai departe. Dar în componența Republicii Moldova sau în componența Republicii Unionale Moldovenești, cum vreți o numim. Dar chiar și la militarie m-am gândit că eu aș fi de acord. Vreți voi ca unitatea militară, cea care de la Tiraspol, care e în componența Armatei Naționale, dar să fie completată din cetățenii de acolo. N-am probleme. Eu n-aș fi avut probleme nici cu aceasta. Dar lasă să fie completată pe principiu teritorial. Iată acest teritoriu, noi avem o brigadă și noi știm că e dislocată acolo, dar ei completate din cetățeni care de acolo. Să nu spui că le-am trimis în Siberia, la Chișinău. Domnule Gaiciuc, m-ați înțeles, dacă da, eu alegoric, așa mai spun, ca pe urmă. V-am înțeles perfect. Domnule Gaiciuc, militar prin contract sau militar în termen? La ziua de astăzi, mixt. De ce? În primul rând, nu avem surse pentru a trece completament la contract. Doi, până la moment, situația geopolitică care noi avem, militarii prin termen ne permite de a pregăti rezerva, fiindcă, iată ultimele elemente, multe țări care trecuse completament la contract, chiar țări bogate, după evenimentele, după agravarea situației, au trecut și la prin termen. Fiindcă termenul, ce înseamnă? El vine la armată, vine un an de zile, dar el are, cum am spus eu, ministru ar trebui să treacă numai decât prin această... Pare, dacă nu mă înșel, în Statele Unite, chiar este că nu poți să fii președintele țării trecând serviciu militar. Trebuie să mă documentez, dar așa îmi pare că este. Fiindcă nu poți fi comandantul suprem neștiind absolut nimic de armată. Fix așa aici, militarii în termen, în 12 luni, primesc acele elementară pregătire că în caz de necesitate să completeze unitățile militare, să fortifice Forța Armate Naționale. 12 luni, termen suficient? Cred că da. Pentru ce? Pentru a pregătire. Primi
elementare, o pregătire elementară, da. Pentru a fi azi, poate și 20 de ani nu se ajunge. Dar 12 luni este dovedit și în majoritatea țărilor din spațiu, din apropiere și de departe, majoritatea țărilor au trecut la 12 luni. Domnule ministru, cum sunt în viziunea dumneavoastră relațiile Republicii Moldova astăzi cu vecinii? Cum le catalogați? Sunt complicate, fiindcă sunt complicate relațiile în Moldova. Deci, poate eu mă greșesc, poate nu corect, dar această discordanță între conducere și societatea civilă îmi pare că așa de puternică n-a fost. Nu erau și în anii 90, chiar 95, au fost și manifestații și mai departe, însă, spun iarăși, din punct de vedere personal sau subiectiv, mi se pare că eram nu chiar așa discordanță dintre putere și de ceilalți. Nu vreau să comentez cum a fost numit atunci guvernul noaptea, cum în Parlament. Acum eu, de exemplu, nu prea înțeleg cine pe cine reprezintă, fiindcă o bună parte a deputaților dintr-o partidă au migrat în altul, adică au intrat în Parlament cu unele idei, cu o ideologie, acum ies cu alta, e complicat. Domnule Gaiciuc, ne spune regia că mai avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb, raportat la noul președinte al Republicii Moldova sau viitorul președinte al Republicii Moldova și vectorul politicii externe pe care ar trebui să o promoveze. Moldova, în viziunea mea, deja am spus și nu vreau să da. Este situată geopolitică într-așa o situație că dacă și-ar promova înțelept interesele sale, ea ar folosi foarte bine relațiile bune care ar trebui să fie cu Federația Rusă, sunt istorice, sunt și culturale, dar economice. Noi vinul acolo am dus, cred că 200 de ani. Adică ne cunoaștem unii pe alții. Și ar fi foarte bine să folosim Uniunea Europeană, chiar acel acord de asociere, poate ceva de modificat. Eu, într-adevăr, și până a fi semnată, nu înțelegeam de ce conducerea noastră nu coordonează aceste probleme cu Federația Rusă. Fiindcă este evident, era evident, iată, Ucraina ne-a arătat, evident că o mișcare bruscă într-o parte sau în alta va duce nu la bine. Nouă amplasarea și statutul de neutralitate și, cum am spus eu, dacă președintele țării care este responsabil de politica externă și de securitatea statului ar ieși cu o inițiativă de a, prima, deschide piața, ar convinge conducerea Federației Ruse în aceea e clar că ei nu doresc ca noi să trăim în NATO. Prin propunerea mea sau propunerea care există de a stabili statutul de neutralitate la nivel internațional, asta i-ar încuraja să ne creadă pe noi, pe Federația Rusă, pe Statele Unite, pe Uniunea Europeană. Eu vă spun, poate eu sunt romantic, poate eu ceva prea exagerez, dar este absolut rezolvabilă această problemă. Am deschis piața, am stabilit relații normale de prietenie cu Uniunea Europeană, noi chipurile piața e deschisă, da? Numai că nu prea se duce încolo, fiindcă alte cerințe. Cu încetul, poate și noi ne vom perfecționa, vor fi investiții, ne vom dezvolta și vom avea posibilitate atât la est să vindem, cât și la vest. Atunci ar fi perfect. Domnule Gaiciuc, noi vă mulțumim pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație, m-am simțit foarte perfect. Stimați telespectatori, în emisie a fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!